în Europa. Mi-au povestit că fiecare țară are tot felul de... În primul rând, e o veste bună. Și nu e un secret pentru nimeni că așteptam cu nerăbdare cu toții acest moment de 6 luni. Acum au pășit pe această planetă, nu știu cum să mă exprim mai bine. Conjunctura apariției acestei relaxări e într-un moment în care îmbolnăvirea cu COVID e în progres. Nu e în regres. Și lucrul ăsta complică situația. În condițiile de care v-am povestit, e o reluare, economic vorbind, catastrofală. Cheltuielile unui spectacol la sala mare, vorbesc aici de consumuri de energie, plățile colaboratorilor și toate angaralele, sigur, aerul condiționat care va fi folosit, tot bazându-ne pe norme, și toate cheltuielile astea fac să funcționeze vechiul slogan, mai mare daraua decât o cauă, dar asta n-a nicio legătură cu dorința noastră de a juca. Noi suntem bucuroși pentru așa ceva. Aceste lucruri foarte simple trebuie să rămână foarte simple. Noi ne bucurăm pentru că ne doream să se deschidă teatrele, sperăm să fie totul în regulă și condițiile să fie de siguranță și în așa fel încât lumea să poată să vină cu încredere, pentru că și asta este o problemă, lumea nu are încredere să vină. Sperăm să fie totul în regulă și lucrurile să-și revină ușor, ușor la normal.